tuturor și bine v-am regăsit la un nou video aici pe canal. Astăzi m-am gândit să discutăm despre o carte pe care am citit-o anul acesta, nu cu mult timp în urmă, și anume Prințul Nemilos de Holly Black. Această carte am primit-o de la cei de la Storia pentru recenzii. Le mulțumesc tare mult deoarece mi-au oferit această oportunitate. Îmi doream să citesc această carte încă din momentul în care a fost publicată în afară și mă bucur tare mult că au ales-o și au tradus-o și pentru publicul din România. Este prima carte pe care o citesc de la această autoare, dar în mod clar nu și ultima, deoarece am avut o surpriză foarte plăcută legată de această lectură și am înțeles în sfârșit de ce autoarea este supranumită Regina Poveștilor cu Zâne. Pentru a vă pune puțin în temă de ce am simțit cumva o reticență în momentul în care în sfârșit am avut cartea pentru a o citi, de-a lungul experienței mele, nu am fost niciodată foarte atașată de cărțile cu zâne. În general, mi se păreau foarte superficial scrise, personajele nu evoluau, totul era construit în jurul unei povești de dragoste fără substanță și, drept urmare, nu păsa suficient pentru a termina cartea. Lucru care, bineînțeles, mă dezamăgea, deoarece era timp pierdut pe care l-aș fi putut aloca unei alte cărți pe care chiar să o termin. Astfel că am fugit pentru o lungă perioadă de timp de genul acesta de cărți, până când m-am lovit de această carte, despre care am auzit lucruri absolut fabuloase și chiar îmi doream foarte mult să-i dau o șansă și chiar să-mi placă. Din fericire, lucrul acesta s-a întâmplat și am oferit 5 steluțe din 5, i-aș fi oferit chiar și mai mult. A fost o surpriză, într-adevăr, faptul că mi-a plăcut atât de mult. Oricum, recenzia de astăzi și cele care vor urma vor fi bazate pe 5 criterii, pe care le voi nota individual și despre care voi vorbi, astfel încât voi să vă faceți o opinie mai vastă asupra cărții, astfel încât să optați pentru ea sau nu. Aceste 5 criterii sunt modul în care este scrisă, povestea în sine, evoluția personajelor, sistemul magic, dacă există, dacă nu, atunci povestea de dragoste dintre personaje și, bineînțeles, finalul. Începem cu modul în care este scrisă cartea. Acestui criteriu i-am acordat, din păcate, doar 3 puncte. Probabil deja sunteți nelămuriți de ce am făcut asta și am să vă explic imediat. Din punctul meu de vedere, cartea aceasta ar fi meritat cumva mai multă atenție în ceea ce privește construcția decorului în care se desfășoară acțiunea. Acțiunea este una extrem de fluidă, te ține în suspans, există întorsături de situație în permanență și totul pare incert, astfel încât nu am putut să intuiesc ceea ce urmează să se întâmple. În general, reușesc să fac asta de această dată, cumva intuiția mea era total bulversată de toate lucrurile care aveau loc în carte. Și personajele au fost într-adevăr bine construite, interesante, ușor de îndrăgit, reale. Ajungem la partea de descriere care mie personal mi s-a părut puțin superficială. Am simțit că nu am primit suficiente detalii cu privire la decorul unde se petreceau diverse situații, cu privire la sistemul magic din carte, am să ajung și acolo, dar mi s-a părut că nu sunt suficiente detalii pentru a susține povestea, astfel încât să-mi fac o idee despre zâne, despre modul în care sunt ele conduse, modul în care se împart în diferite specii. Nu am primit genul acesta de informații. Poate în unele cărți, faptul că descrierea este mult prea detaliată ajunge să te facă să cauți în disperare prima linie de dialog ca să știi cât mai înduri până la ceva cu adevărat interesant. Știu asta, am citit și eu astfel de cărți, Magicienii de Lev Grossman. Dar de această dată simt cu adevărat că dacă descrierea ar fi fost mult mai amplă, mult mai bine construită, ar fi susținut în același timp acțiunea și ceea ce a vrut autoarea să facă din cartea ei, am simțit ca și cum am mers la o piesă de teatru unde actorii într-adevăr
au fost foarte talentați și au jucat rolurile extrem de bine. Povestea a fost una interesantă și mi-a captat atenția, dar într-un fel decorul a părut extrem de incomplet și neterminat. Și simt că autoara s-a axat mult mai mult pe evoluția personajelor și pe provocările prin care aceștia trec de-a lungul poveștii. În schimb, a pierdut din vedere cumva descrierea și contextul în care toate lucrurile se întâmplau. Cartea este scrisă din perspectiva personajului principal. În concluzie, urmărim o viziune limitată asupra evenimentelor care au loc. În permanență există anumite pasaje lăsate în penumbră, gata să fie accesate în momentul în care personajul principal atinge nivelul necesar pentru a se descurca cu noile informații pe care și le însușește. Și în același timp există acel sentiment că particip și tu la acțiune, dat fiind că unele lucruri le afli odată cu personajul principal, te ajută să te simți mult mai implicat în carte și trăiești lucrurile la maxim, lucru care întotdeauna este binevenit într-o carte fantasy. Trecem mai departe la povestea în sine, unde am oferit 5 puncte. Dacă ar fi să rezum această carte în câteva cuvinte, aș spune că urmărim povestea a 3 surori care au fost smulse din lumea oamenilor și introduse brutal în tărâmul zânelor, unde fiecare dintre ele trebuie să adopte o anumită strategie pentru a supraviețui provocărilor care se ivesc. Bineînțeles, cea mai interesantă strategie aparține personajului principal, care decide că vrea să-și câștige un loc la curtea regiului prin forțele sale proprii. După ce este refuzat statutul de cavaler al curții, decide să accepte rolul de spion al prințului moștenitor. Lucrând pentru acesta, descoperă unele secrete întunecate legate de propria sa familie, dar și de soarta tărâmului zânelor în viitorul apropiat, și decide să acționeze în consecință pentru a împiedica haosul care stă să înceapă. Un alt lucru pe care l-am apreciat la poveste a fost faptul că zânele sunt portretizate în mod corect. Bine, ele sunt aceste creaturi mitice, extrem de frumoase, nemuritoare, foarte puternice, dar autoarea a reușit să scoată în evidență și latura lor mai puțin frumoasă, și anume sunt niște creaturi însetate de sânge, întotdeauna vor agrea conflictul, sunt împătimitele jocurilor de culise și a scenelor în care implică trădarea, sunt întotdeauna pregătite pentru a-și duce la bun sfârșit planul de răzbunare, indiferent cât timp va dura acest lucru. Le place să înșele și întotdeauna vor subestima oamenii, lucru care, spre finalul cărții, joacă un rol important în decăderea lor. Un alt aspect care mi s-a părut cu adevărat interesant a fost faptul că personajul principal avea o soră geamănă. Am mai întâlnit acest concept într-o altă carte, și anume în Secretul Nemuritorului Nicholas Flamel, unde de asemenea exista o pereche de gemeni, doar că erau băiat și fată. Și același lucru s-a întâmplat. Faptul că cumva exista o dublură la personajul principal, mie mi s-a părut că a adăugat dinamică acțiunii și brusc totul a devenit foarte imprevizibil, deoarece soarta și modul în care evoluează personajul principal era în permanență influențat, să spunem, de deciziile pe care sora sa geamănă le lua. Trecem mai departe la următorul criteriu, și anume evoluția personajului căruia i-am oferit 5 puncte. Sincer, aș putea să descriu evoluția lui Jude doar printr-o simplă tranziție de la o propoziție la alta. Și anume, spre începutul cărții, afirmă faptul că își dorește să fie asemenea zânelor. Își dorește puterea pe care acestea o au, statutul de care acestea se bucură și își dorește, în primă fază, răzbunarea față de o parte din aceste zâne care, să spunem, i-au făcut viața mai grea. Spre finalul cărții, această idee se schimbă în faptul că ea își dorește să le depășească folosindu-și trăsăturile sale. Își dorește să evolueze astfel încât, într-adevăr, să se răzbune pe ele, dar folosind ceea ce poate ea să facă și nu
o altă putere oferită de ele. Jude decide că vrea să devină cu adevărat independentă. Vrea să facă propriile decizii cu privire la viitorul său și în același timp își dorește să protejeze persoanele la care ține și care simte că într-adevăr sunt importante pentru ea. Lucrul interesant la această carte a fost tocmai faptul că nu mă așteptam să citesc nimic din perspectiva unui om de-a lungul acestui povești. Sincer, am început această carte gândindu-mă că urmează să citesc povestea din perspectiva unui personaj pe jumătate om, pe jumătate zână, care își neagă puterile, vrea să se întoarcă la existența banală de până atunci, se revoltă, provoacă o grămadă de probleme. Ca mai apoi să încep să citesc cartea și să-mi dau seama că am de-a face cu un personaj extrem de real. Un om scos din elementul său, introdus în această lume unde nu înțelege foarte multe, nu înțelege regulile, nu înțelege rolul, are doar două căi pe care le poate urma și niciuna nu pare ușoară. Și cumva acest personaj anume Jude reușește să își creeze propria cale pentru a ajunge către putere. Și mi-a plăcut faptul că autoarea a mizat pe acest lucru, pe a scoate în evidență faptul că Jude este diferită nu pentru că este un om, ci pentru că își folosește mintea pentru a rezolva diferite probleme. De asemenea, a scos în evidență tăria de caracter al acestui personaj, modul în care nu dă înapoi momentul în care există un impediment în calea țelului său și mi-a plăcut foarte mult cum a decis să portretizeze acest personaj și, bineînțeles, cum l-a implicat în acțiune și l-a făcut să ia anumite decizii, chiar dacă uneori își asumă anumite riscuri, întotdeauna există un motiv clar pentru care face acest lucru. Și există și, să spunem, consecințe sau o răsplată pentru o anumită acțiune pe care a făcut-o la un moment dat în trecut. Am ajuns la sistemul magic, din păcate un alt criteriu căruia i-am oferit doar 3 puncte. Mergem mână în mână cu faptul că descrierea este destul de inexistentă. Sistemul magic într-o carte mi se pare, cel puțin în cărțile fantasy, mi se pare un punct foarte important, pe care autorul ar trebui să-l trateze cu multă seriozitate, să se canalizeze pe construcția sa și să stabilească unele reguli. De această dată lucrul acesta nu a fost posibil pentru că nu exista suficientă descriere pentru a elabora acel sistem magic. Aveam oarecare idee despre rasele de zâne, despre puterile lor, despre faptul că ele sunt nemuritoare, dar mai mult atenția cumva s-a canalizat pe faptul că sistemul politic al lor era extrem de complex, se baza pe o lege veche de sute de ani și cam atât. Într-un fel, îmi dau seama că autoarea a vrut să facă asta pentru a o scoate pe Jude în evidență, ca fiind un om care reușește să săvârșească atât de multe lucruri de-a lungul poveștii, dar în același timp cumva a scăzut din intensitatea, să spunem, magiei din acea lume. Și au fost unele elemente și, să zicem, fragmente care păreau foarte promițătoare, doar că nefiind incluse într-un context mai amplu, astfel încât să vezi pe parcursul cărții în permanență că există o descriere continuă asupra capacităților zânelor, asupra cunoștințelor lor, abilitățile pe care le au, acele fragmente care se iveau la un moment dat pentru a descrie, să spunem, o anumită caracteristică pentru o anumită zână, păreau total ieșite din context. Și în sfârșit am ajuns să vorbim despre finalul acestei cărți, căruia i-am oferit 5 puncte. Mi s-a părut extrem de potrivit pentru ceea ce a fost Jude de-a lungul întregii cărți și, într-adevăr, simt că finalul acestei cărți i-a făcut ei onoare în primul rând.
Mi s-a părut un mod perfect de a încheia un prim volum al unei trilogii sau duologii, nu sunt foarte sigură, pentru că primul volum a apărut anul acesta și cel de-al doilea volum apare în ianuarie anul viitor. Deci nu sunt sigură dacă va exista și un al treilea volum. Sincer, nu m-ar deranja dacă această serie ar merge și până la 7 volume, pentru că e una extrem de interesantă și abia aștept să văd ce se va întâmpla în cel de-al doilea volum. Revenind la final, într-adevăr, cum spuneam, e un mod perfect de a încheia un prim volum dintr-o serie, deoarece nici nu m-a lăsat cu prea multe întrebări, doar cu câteva, astfel încât să-mi doresc să continui seria și să văd ce se va întâmpla mai departe cu personajele pe care am ajuns să le agrez. Pe de altă parte, mi-a oferit și o finalitate, să spunem. N-am simțit că am citit cartea degeaba și nu s-a ajuns nicăieri. A existat un punct pe care, să spunem, Jude l-a bifat de pe lista ei și de-abia acum începe, să spunem, adevărata aventură pentru ea. Tot ce s-a întâmplat până acolo a fost doar, să spunem, un purgatoriu, până la momentul în care, într-adevăr, și-a preluat viața în propriile sale mâini și de acum înainte va trebui să ia niște decizii extrem de dificile legate de soarta sa și nu numai. Acesta a fost videoul de astăzi. Sper de suflet că v-a plăcut și poate v-am oferit o idee legată de viitoarea carte pe care doriți să o începeți. Mi se pare cartea potrivită pentru genul de cititor care până acum a citit destul de multe cărți fantasy și își dorește ceva diferit. Pentru că, având în vedere că ajungi să citești o carte fantasy din perspectiva unui om, care nu dobândește pe parcursul cărții o caracteristică sau o putere magică aparte, mi se pare într-adevăr un detaliu intrigant și original, care a fost pe placul meu. În orice caz, sper din tot sufletul să-i oferiți o șansă și sunt sigură că mulți dintre voi veți rezona cu personajul principal, pentru că este genul acela de caracter real, care face greșeli, care își asumă riscuri, care e pregătită să își asume în același timp și consecințele acțiunilor sale. Este o carte care vă va ține cu sufletul la gură și abia aștept să văd ce aveți de spus despre ea în comentarii, dacă ați citit-o, dacă intenționați să faceți asta. Și eu până pe data viitoare vă urez baftă la citit! Pe curând!